Bună seara, prieteni, bună seara și bine v-am regăsit la prima emisiune Vocea DDB, emisiune dedicată suporterilor din programul Doar Dinamo București. O emisiune în care vom discuta cu fiecare grup DDB, cu grupul DDB, grupul mare de comunicare. Alături de noi în această seară, reprezentantul DDB Scandinavia, Ioan Cosmin Cicudean. El a mai fost în emisiunile noastre invitate. Salut, Ioan, mă bucur să fim din nou împreună. Salutare Ionuț, salutare câinilor, mă bucur din suflet să fim împreună în această seară. Da, Ioane, ți-ai pregătit un mesaj pentru suflarea Dinamovistă, ai pregătit un discurs pentru ei, așa că te rog frumos să ne spui despre ce este vorba. Da, e adevărat Ionuț, mi-am pregătit un speech pentru că, la fel ca și voi, la fel ca și toată suflarea dinamovistă, suntem într-o perioadă neagră, perioadă urâtă, la fel ca și vremea de afară, care, din păcate, nu prea ne dă perspective nouă, suporterilor. Și aș vrea să încep prin a vă spune oful meu, care de fapt este și oful vostru, sunt convins de asta, trăirea noastră la momentul de față, pentru că nu pot să-l spun în altă parte decât vouă, doar noi putem să ne înțelegem prin ceea ce trecem la momentul de față când pur și simplu pedalăm în gol. Așa mi se pare că pedalăm în gol, chiar având aceste intenții bune de a ajuta, de a salva Dinamo și totuși se pare că nu e de ajuns. De ce? Pentru că nu suntem 100% organizație, răspund eu aici, spunând mai devreme că e un speech. Și de ce cred asta? Din mai multe considerații. Suntem la o răscruce de drum. Și eu cred că acum e momentul pentru o decizie de reorganizare a întregii structuri a DDB-ului, dar nu numai, a tuturor dinamoviștilor, celor care au aceleași trăiri și care suferă pentru acest club. Sunt foarte, foarte mulți. Vedem ce se întâmplă la momentul de față, în conducerea lui Dinamo, neavând nimic de a face cu noi suporterii, nu? Noi nu suntem implicați acolo în problemele lor. Suportul noi care doar dorim să ajutăm, să facem bine acestui club și totuși acești oameni nu se înțeleg. Că nu s-ar fi înțeles pe vreun transfer sau pe vreo speță fără o mare valoare, se întâmplă peste tot. Dar dacă nu se înțeleg într-un moment crucial pentru clubul nostru, este aproape de neiertat. Este un cuvânt dur, dar așa e, așa îl consider eu. Este aproape de neiertat. Și dacă nu o să facă Nu, dacă nu o să facă să pună umăr la umăr, cum ai spus tu și tu azi dimineață, din punctul meu de vedere, nu o să iert. Eu personal. RTZ a făcut greșeli cu convertirea acțiunilor, care, conform judecătorului, a fost făcută greșit, da? Așa spune judecătorul. Iacu, pe de altă parte, vine și face niște greșeli extraordinare în presă. Ce rezultă? Rezultă că tot suporterul de rând suferă și este afectat. Îl bagi în ceață, în nebuloasă. O nebuloasă care eu nu am mai văzut-o vreodată la Dinamo. Acum, ok, asta e, trăim aceste momente, trăim aceste zile. Dar ceva trebuie să facem. Eu am o părere, nu am inventat eu apa caldă, nici cârtaboșul. Eu doar vreau să vă expun niște idei discutate cu mai mulți dinamoviști, printre care Ionuț Lupescu. Am discutat și cu Cătălin Mureșanu de la PlaySport. Am mai discutat și cu alți dinamoviști. Noi, suporterii, trebuie să ne organizăm, dar nu ieri, nu mâine, ci acum. Deci nu ieri, nu mâine, ci acum. Că dacă tot vorbim și vorbim și vorbim și vorbim și vorbim și încercăm și o să facem și o să facem, nu o să se întâmple absolut nimic. Măi, oameni buni, hai să ne scoatem puțin creierele la aerisit și să începem și să gândim și noi puțin. Că am ajuns în acest moment în care, din nou, ne lăsăm pe mâna unora sau altora și ne trezim că este prea târziu. Nu dorim să facem Iureș, nu dorim să intervenim între Iacob și RTZ. Îi lăsăm să-și ducă jobul mai departe, să vedem ce iasă de acolo, să se înțeleagă, dar noi, pe partea noastră, în paralel, trebuie să acționăm
să nu ne lăsăm pur și simplu la pielea goală în fața lor sau în fața celorlalți. Că o să ne pare foarte rău la un moment. Atâta timp când ne lăsăm duși în stânga și în dreapta, nu o să ajungem la niciun rezultat, decât o să continuăm agonia, suferința și nici nu o să rezolvăm mare lucru. Pe măcar din agonia asta și suferințele astea care am trecut și de profesionalismul ăsta să rezulte la un moment un succes. Și atunci e bine când se termină cu bine. Din punctul meu de vedere, ne aflăm la o răscruce de drum care noi trebuie să luăm o decizie echilibrată, repet, fără să intrăm în clinci cu absolut nimeni. Nici cu Iacob, nici cu RTZ, nici cu Șerdean. Apropo, o să revin și mai târziu și la Șerdean, cu care am vorbit, cred că, de 10 ori în ultima perioadă. Și să mergem pe drumul nostru, dar cu niște ajustări făcute în sistemul nostru, mă refer la restructurarea programului de DB. Ce este de făcut? Din punctul meu de vedere, dar nu numai, există și în programul lui Eddie, da? În programul lui Eddie există lucrul ăsta. Și eu văd că direcția doar asta este și eu sper să o vedeți și voi, câinilor, că asta este direcția. Drumul corect este să ne organizăm și să pur și simplu să facem o migrare a tuturor dinamoviștilor, din celor care contribuie cu bani din DDB în Asociația Peluza Cătălin Dan, prin a primi acțiuni. Pentru că la momentul de față nu le avem. La momentul de față noi plătim, dar nu avem acțiuni. De ce spun că drumul ăsta e corect? Spun că dacă nu facem această ajustare și rămânem aceiași oameni, 1000, 2000, care dăm banii, agonia o să continue și noi toți săraci o să rămânem. Sau o să devenim mai săraci. Pentru că și așa nu pot, deci eu nu pot să las Dinamo să moară, da? Deci ce înseamnă asta? Că tot dau. Dar pedalez în gol. Și pentru a face emulația, și credeți-mă, pentru a face emulația și a crea unitate, despre care tot vorbim noi de unitatea aia, pentru ca fiecare dinamovist câine care ajută cu bani, soluția asta este migrarea tuturor oamenilor din DDB în Asociația Peluza Cătălin Dan, cu dreptul de pline rezultate prin acțiuni. Toți oamenii care au ajutat și o să ajute clubul cu bani să primească acțiuni reale pentru a simți cu adevărat că fac parte dintr-o asociație socios și pentru a fi parte asociației. Atenție la ce vă spun. Pentru a fi parte acestei asociații. La momentul de față nu suntem, repet. Dacă noi reușim să facem lucrul ăsta, o să reinvigorăm miile de dinamoviști care sunt în stand-by acum și acești câini o să simtă la momentul că se face ceva cu banii lor, că există în acțiuni și că banii lor ajută totodată și ce rezultă din asta? O transparență la care mai multă lume spune de transparență. Asta rezultă. Fiecare se simte că există acel bonus care îl primești prin a... Băi, să dau banii dar primesc niște acțiuni și prin asta ajut eu clubul care îl iubesc. Atunci o să ne numim un socios serios, cu adevărat, în care toți avem drepturi prin acțiuni și atunci o să revenim la 10-15 mii de câini care susțin acest club. Credeți-mă, primul este Ionuț Lupescu, care o să vină din nou în această organizație. Fără discuție, Andone și mult mai mulți. Eu am o singură întrebare aici. Da. Eu nu mă pricep din punct de vedere juridic cum poate fi făcut acest lucru. Se poate face, există și în programul lui Edi. Da, e legătura cu Edi și discută cu Edi. Am luat legătura cu Edi Ionuț și Edi mi-a spus, n-am prea avut timp de treaba asta. Din punctul meu de vedere, a fost un răspuns greșit, total greșit. Eu îl iubesc pe Edi și îl apreciez. Dar ăsta era primul lucru care el trebuia să-l facă. Pentru că la momentul de față nu era foarte... Eu am o singură obiecțiune, pentru că, din câte știu eu, este foarte greu să dai acțiuni individuale la Dinamo. Ok, dar măcar să fie acțiunile... Și, două secunde, lasă-mă să-mi duc ideea la capăt. Din câte știu eu, te rog frumos, verifică. Eu nu spun că e bine sau nu e bine, nu-mi permit să spun acest lucru.
Acțiunile individuale este foarte greu pentru că ai disipa acțiunile la un număr foarte mare și noi nu ne înțelegem când, atunci când ai nevoie de o convocare sau ceva, s-ar putea... Veneam acolo, ajungeam acolo dacă mă lăsai. Te rog, am crezut că ai terminat ideea. Nu. O să ridic eu niște obiecțiuni la tot ceea ce ai spus, fără să fiu în antiteză cu ideea ta. Da, nu. Deci revin, o să ajung acolo și la momentul ăla. Sigur că da. Păi, era culmea să lăsăm totul la jumatea drumului. Nu. Te rog. Eu nu vreau să acuz, deci vreau să fac o paranteză, nu vreau să acuz acum pe Edi sau pe, știu eu, președintele sau cei din asociația Peluza Cătălin Lădan sau pe Edi, dar au fost totul la început, nu am știut nici noi cu ce se mănâncă Socios, Edi chiar are în programul lui și din ce am vorbit azi cu el, e deja făcut acest program în proporție de 90%, fraților, deci mai e un pic, dar... Omul o zis că nu a apucat să-l facă. Greșit, din punctul meu de vedere. Ăla trebuia făcut primul. Bun. Dacă nu iau să facem acest pas, o să ajungem la momentul maturizării. Va veni momentul în care mișcarea Socios o să fie instrumentată corect ca la carte. În acel moment, nu o să ne mai fie frică absolut de nimic, pentru că sunt convins că o să ne readucem gloriile. Gloriile câinilor, gloriile anilor 80, anilor 90, anilor 2000. Acele glorii care la un mic moment ne-au făcut pe noi din amoviști. Nu uitați lucrurile astea. Unii o să mă atace acum că ne-au părăsit. Nu discutăm despre asta. Eu sunt câine datorită lui Redney sau Orac în meciul cu Hamburg de pe 23 august. Eu de-aia sunt câine. Atunci, cu adevărat, am fost injectat pentru totdeauna. Deci, problema este, fără ei nu facem nimic. Ei trebuie să vină lângă noi și o să vină. Am promisiunile, nu că promisiunile. Așa mi s-a spus. Sunt lucruri normale. Deci, toată lumea, toate generațiile care sunt activi și sănătoși o să vină. Deci nu o să fie discuție că dacă o să vină. Nu. Să nu mai vorbiți niciodată cu mine dacă eu vorbesc acum mănâncă cat. Nu. Pentru că am discutat cu foarte mulți oameni și toată lumea spune același lucru. Totul trebuie convertit în acțiuni, să se facă o organizație puternică, Socios, și atunci lumea o să vină. Și gândiți-vă fiecare glorie în parte să apară la câte o televiziune și să dea câte o informație acolo, la câte mii de urechi, zeci de mii de urechi o să ajungă informația asta. Și la acei dinamoviști care stau în sofă la 70-80 de ani, pensionari, care zic, poate și ei plătesc și ei din pensia lor câte puțin. Deci despre asta e vorba, ei ne fac reclamă gratis, dar ne fac reclamă adevărată, pură. Nu-i mai înjurați, nu-i mai îndepărtați, pentru că ei împreună cu noi vom forma un mare dinamo. Nu uitați, se face un stadion, un stadion care o să ne readucă la meciuri. În acel moment, cu un stadion modern, cu mii de câini în program, printre care și glorile, ce investitor ar putea sta deoparte să nu ia dinamo, vă întreb eu pe voi. Care ar fi nebunul ăla de investitor să stea deoparte? Nu cred că există. Cu un stadion adevărat, cu dinamoviștii care noi știm cum suntem, cu un stadion modern, plin, puternic, un sistem Socios puternic pus la punct. Eu cred că o să se bată investitorii pe chestia asta, credeți-mă. Nu vorbesc așa, că m-am trezit eu și am visat azi noapte, credeți-mă. Am discutat cu foarte, foarte, foarte multă lume. Dacă noi devenim puternici economic, prin ceea ce am spus că să facem, și putem să susținem clubul, nu ne mai interesează foarte tare la momentul de față de războaiele celelalte. Orice război se termină la un moment dat. Noi trebuie să readucem clubul în prima ligă, ca pe mai departe, să facem un loc elegant, mult așteptatului investitor.
O să mă întrebați cum o să se ia deciziile în program, de asta ziceai și tu. Nu, eu spuneam în felul următor. O să fie multe întrebări. Da, treaba e foarte simplă. Se va face o bază de oameni, Ionuț. Ascultă-mă, te rog frumos. Te rog, du-ți ideea la capăt. Tu mi-ai spus dacă am această bază de oameni. Primul exemplu îmi vine reprezentanți regionali din DDB. Nu neapărat să fie ei, dar eu consider că sunt niște oameni puri care iubesc, au demonstrat, au plătit bani pentru Dinamo și doresc binele lui Dinamo. Așa, ăștia reprezentanții, când este vorba de votat, se votează pentru binele lui Dinamo prin președintele Edi sau care o fi la momentul respectiv. Eu te întreb pe tine. Este simplă treaba, dacă vrem să o muncim și să o punem la punct. Două secunde. Nu am niciun fel de problemă cu ideea expusă, mai ales că știu că este și în programul lui Edi. Eu spun doar atâta. Din câte știu eu, nu se pot da acțiuni individuale. Dinamo nu este o societate listată la bursă. Riscul de a da acțiuni individuale la 10.000 de inși, la 15.000 de inși, este un risc uriaș care, în momentul acela, ți-ar bloca, pe de o parte, orice posibilitate de investitor. Oricare, nu-ți mai vine niciun. Eu îți garantez. Îți dau semnat Cum funcționează la Bayern? Au asociația, care asociația este proprietar. Sau împart un număr mic de acțiuni. Dar așa nu, facem și noi. Dar nu majoritatea. Una e să împarți 5% din acțiuni la membrii. Da. Da. Și alta este să spui împart 30%, 20%, 40% din acțiuni la membri. Facem ca la Bayern München. Repet, Ioane, vezi dacă îți permite legislația, ținând cont de faptul că tu în legislația românească nici măcar n-ai termenul de socios. Îl implementăm noi. Ca să implementezi un termen, eu îți ridic problemele, îmi cer scuze, nu sunt în antiteză cu ce spui. Nu spun că ceea ce spui tu nu ar aduce acel plus. Eu îți ridic greutățile. Nu ai legislația. Nu există în România legislația pentru socios. Da? Dacă tu te apuci și împarți 10%, 20%, 30% din acțiuni, dacă tu ai majoritatea și o împarți, în momentul acela ți-ai luat adio de la toți investitorii. Nu mă enervez, eu vă explic doar care sunt greutățile. Atenție, dar aici acum eu te întreb de ce Eduardo are deja 90% terminată. Dar nu era vorba, nu știu dacă este vorba despre a da acțiuni individual, este o diferență mare. Una este ceea ce spui tu. Așa. Și alta este să dai acțiuni individual. Și stai puțin. Deci noi dacă facem migrarea, noi, deci cei care dăm banii, pentru cine e făcută de fapt? La ce lucrează atunci? Păi asta spun, faci migrarea către APCH, ori APCH-ul este cea care deține acțiunile. Dar tu practic devenind membru al APCH și ești parte a acelei asociații, da? Da. Care deține acțiunile. Ioane, e foarte simplu. Păi nu, stai puțin, păi ocolește un pic aici. Aici ocolește un pic. Păi nu, bun, ok. APCH-ul o să aibă la momentul ăla, pe Ionuț Zainea, reprezentantul DDB București, pe Dan Ban, reprezentantul Oradea, Ciugudean, Scandinavia, Gică din UK, și ei o să fie cei care fac forma de vot, se votează după consultarea la un vot cu suportul. Ioane, dragul meu. E foarte, repet, ideea pe care ridicată de tine este ok, dar vorbim despre două lucruri diferite. Tu vorbești despre cum se pot organiza suporterii ca membrii într-o organizație statutară, lucru pe care îl vrea să facă și Edi, și eu îți spun, n-am nicio problemă. Eu îți spun doar că divizarea acțiunilor este unul în momentul de față imposibil de făcut, legal. Doi, în primul rând, nu avem acele acțiuni. Da? În primul rând, nu le avem. În al doilea rând, este imposibil de făcut legal. În al treilea rând, dacă împărțim acțiunile lui Dinamo la 10.000 de inși, ne dăm foc la valiză. Decât dacă reușim să aducem clubul ăsta
să fie listat la bursă. Nu ne dăm foc la valiză, Ionuț. Mare atenție, tu scapi un detaliu foarte important. Tu acum știi cum ai făcut? Ai scos țeava din strung, dar nu mai și dai finish. Păi finish-ul este acela că o să fie clar pe hârtie că nu mă vin și îmi cer acțiune sau fac ce vreau cu acțiunile alea sau vin și decid eu. Gică bastonul din Suedia vine și decide cu. Nu, o să fie o structură corectă făcută de niște oameni capabili să facă așa ceva, ca și afară. Eu nu spun că eu înțeleg ideea ta, sunt de acord cu ideea ta, dar nu spun să rămânem la aceleași premize. Premizele o să se schimbe, jocul o să se schimbe. Ca să se schimbe jocul, dragul meu, ca să se schimbe jocul, eu trebuie să listez, mi-ai dat exemplu Bayern München, da? Eu trebuie să ajung într-o situație economică ca să-mi permită listarea la bursă. Ori în momentul de față, da, în momentul de față nu se poate face acest lucru. Da, aici Florii a spus bine, membrii APCH, e ok, nu am niciun fel de problemă, dar să avem individual acțiuni la Dinamo, în acest moment vorbește cu orice jurist, prezintă-i situația lui Dinamo, vezi cum se poate face și eu îți spun că o să te lovești de niște bariere legislative 100% legal. Și o să ai o problemă. Eu ți-am ridicat, eu nu spun că ideea în esență nu este bună. În momentul de față, însă nu știu cât de aplicabilă este. Eu vorbesc de momentul ăsta. Foarte aplicabilă. Până data viitoare, da, când o să revin la emisiune, am să mă pregătesc, mâine am să contactez un avocat. Azi am primit un număr de telefon a unul de cei mai buni avocați de la voi din București. Da. Și am să îl plătesc din banii mei și am să iau niște consultații de la dânsul. Cred că ne și urmărește la momentul de față, pentru că am discutat cu el și pe chat și așa. Și o să vă demonstrez că o să se poată face chestia asta ca toți suporterii aibă acces, să primească acțiuni, dar într-o anumită formă. Două secunde, Ione. Da? Mie îmi plac discuțiile astea în contradictorii. Nu există să primească acțiuni într-o anumită formă. Există, fie fac parte din asociația care deține acțiunile, fie primesc acțiuni. Nu există acțiuni într-o anumită formă. Fac parte din societatea în care... E cu totul și cu totul altceva. Dumnezeule mare, acum vii de acasă, acum înțeleg și eu. Da, sunt de acord ca cei care contribuie să facă parte din asociația care deține acele acțiuni. 100% de acord cu tine. Ar fi un pas înainte, ar fi altceva. Dar acțiuni individuale e cu totul și cu totul altă poveste. Nu acțiuni individuale, nu. Păi, iartă-mă, dar acum lucrurile sunt cât se poate de clare. Îmi cer scuze, nu este problema mea să te contrez, problema mea este să înțeleg, pentru că dacă înțeleg eu, care am un dar al înțelegerii mai redus, cu siguranță te vor înțelege și urmăritorii noștri. Este cu totul și cu totul altceva, vorbim de două lucruri total diferite. Da? Pentru că la momentul de față... E foarte simplu, eu îți dau un exemplu. Să presupunem că dă bunul Dumnezeu și îmi cresc singur salariul la Radio Dinamo astfel încât să cumpăr 10% din acțiunile lui Dinamo. Și eu atunci spun, bă, uite, eu pun 10 milioane, tu pui 3 milioane, ăla pune 4 milioane, împreună nu putem să luăm decât 10% din acțiunile lui Dinamo. Da? Păi atunci fac o asociație care deține 10%. Nu iau eu o acțiune, Cătălin două acțiuni, tu trei acțiuni. Până în momentul ăla. E cu totul și cu totul altceva. Bun, programul lui Edi. Tu ai spus că a greșit. Eu îți spun că n-a greșit, pentru că efectiv nu a avut timpul necesar să termine, ținând cont de haosul de la Dinamo și de focurile care trebuie stinse în perioada asta de către DDB, din păcate, pentru că am trăit cu toții aceste focuri
în fiecare zi. Mă bucură că 90% o are, pentru că, într-adevăr, este un pas asumat de către președintele DTB care trebuie făcut. Sunt de acord cu tine aici. Dar sunt de acord până la ideea de acțiuni nominale, acțiuni individuale, care este imposibil să se facă. Ok, probabil m-am exprimat și eu greșit, dar m-am exprimat la grosomodo cu acțiunile, ca suporterul cu adevărat să simtă că acei bani care îi dă, să simtă că e acționar acolo în asociația aia de socios. Ok, una este dacă face parte din structura respectivă, și aici sunt de acord, dar acțiuni individuale nu se pot da. Bun, am lămurit aspectul ăsta. Aștept și eu cu mare interes să își definitiveze Eduard Galan și sunt convins că o va face. Sper să-i permită și timpul și să nu mai arde tot timpul incendii pe la Dinamo care să-l oprească și să se definitiveze cât mai mult acest punct care este și pe agenda președintelui Eduard Galan. Eu zic că acest punct este vital la momentul de față. Este foarte, foarte este important. Este vital la momentul de față, spui tu? Da. Da? Bun, și eu te întreb pe tine. Avem administrator judiciar care s-a administrator special care a avut o contră publică cu administratorul judiciar. Așa. Avem o situație de haos la Dinamo la care trebuia să intervii și să mediezi. Avem o situație la Săftica în care aia abia au ce mânca. Avem niște jucători care trebuie să plătiți. Da. Avem o interdicție la transferuri care trebuie rezolvată. Da. Și tu îmi spui că asta este vital? Păi da. S-ar putea să fim deținătorii a 20% din nimic, Ioane, în ritmul. Păi nu. Mai înțeles greșit. Deci este vital dacă el termina la 10%, nu mai eram în situația asta. Da. Bun, nu știu dacă nu eram în situația asta, dar nu mai eram. Făcut și asta. Nu mai eram. Pentru că ieșeau oamenii pe televizor și spuneau... Eu sper din inimă ca gloriile de care ai spus să iasă în momentul acela, deși până nu văd, iartă-mă, dar în privința gloriilor eu am devenit Toma Necredinciosul, până nu văd, nu cred. M-aș bucura să ai dreptate, m-aș simți ca în copilărie, atunci când și eu m-am îndrăgostit, culmea, datorită lui Țălnar, a lui Orac, am spus Țălnar pentru că a fost unul din idolii copilăriei mele, a lui Cămătaru, a lui Lupu, da, jucători uriași, au fost motivele pentru care m-am îndrăgostit de Dinamo. M-aș bucura să-i văd venind să lupte alături de noi, m-aș bucura din inimă. Până acum n-am văzut asta decât cu câteva excepții pe care le cunoaștem cu toții, dar m-aș bucura să se întâmple acest lucru. Însă, vreau să-i răspund la gest cu Sibiu. Da, două secunde. Însă până în momentul în care nu văd acest lucru, îmi dai voie să fiu sceptic că se va întâmpla, da? Permiți. Sigur. Gest cu Sibiu. Păi voi ce credeți, că Lupescu o să vrea să fie membru APCH? Păi de ce să nu vrea să fie membru? Dar ce acolo râie Sida? Ce acolo în APCH? Normal, păi el a fost membru până nu de mult în DDB. Tot acolo s-au dus banii, nu? Care-i logica ta de a pune o astfel de întrebare? Bineînțeles că vrea. Eu am discutat chiar personal cu Ionuț Lupescu. El își dorește o astfel de mișcare, pentru că atunci o să ne urnim cu toții din loc. Suporteri, fost fotbaliști, actual fotbaliști, glorii, iubitori de Dinamo, și automat o să avem și altă ieșire. În primul rând o să ne asigurăm partea economică și o să facem loc. Dați-mi voie să fiu puțin mai reținut în ceea ce privește beneficiile. M-aș bucura să se întâmple, să dea Dumnezeu ca în momentul în care se întâmplă, pentru că, repet, este un lucru care se va întâmpla. M-aș bucura să fie acea relansare de care spui. Dă-mi voie să fiu puțin sceptic. Îmi dai voie, da? Și îți dau voie să fii cum vrei. Eu da, dăm voie să fiu puțin mai reținut, pentru că întotdeauna am auzit de... M-aș bucura să fiu eu pesimistul de serviciu și, într-adevăr, doar o simplă mișcare administrativă să rezolve toate problemele de la Dinamo.
Cristian Constantin, bă, într-o săptămână vine Șerdean să-și ia banii și să dispună la club. Lasă-l mă pe Șerdean, că n-are, tu te Șerdean ne doare pe noi acum, că vine și ce? Nu are să-și ia, nu-și ia niciun ban. Ce dacă vine Șerdean? Nu-i nici babau Șerdean. A vorbit și cu Șerdean de foarte multe ori. Nu-i babau, stai liniștit. Nu Șerdean e problema la momentul de față la Dinamo. Pentru că noi nu avem bani să plătim salariile. El a neavut bani să pună, doar noi suntem cei care punem. Stai, e o problemă. Nu, iartă-mă, aici nu sunt de acord cu tine. Înțeleg că ai vorbit cu el. Pentru mine Șerdean este o problemă. Pentru mine Șerdean este o mare problemă, pentru că avem un acționar majoritar care spune n-am bani, dar am pachetul majoritar de acțiuni. Pentru mine este o mare problemă că acest acționar majoritar ne lasă pe noi să salvăm clubul, da? Dar el deține pachetul majoritar de acțiuni. Este o mare problemă că datorită acestei situații risc să nu-mi treacă planul de reorganizare. Tata, eu când am început speech-ul, am spus, lăsăm totul deoparte, nu ne băgăm, noi ne focusăm acum doar pe programul ăsta. Am spus, am specificat. Nu, am înțeles, dar nu, iartă-mă, dacă aud că Șerdean nu e o problemă, mă gândesc că sunt eu problemă. Nu e o problemă la momentul de față că vine într-o săptămână și ia banii. La asta i-am răspuns omului. La asta da, bine, asta nu e, nu vine într-o săptămână. Deci la asta am răspuns omului. E cu totul și cu totul altceva, da. Deci nu e nicio problemă că nu are ce bani să-și ia, nu e o problemă. La Cristian Constantin am răspuns. Deci, noi, focusul nostru trebuie să fie ăsta, pur și simplu ăsta. Altă metodă nu mai există. Atunci, dacă tu ești sceptic la asta, Ionuț, dă-mi voie să fiu și eu sceptic că ne ducem în cap în foarte scurt timp. Să dea Dumnezeu să ai dreptate. Eu nu văd creându-se o emulație extraordinară, dar să dea Dumnezeu să ai dreptate. Însă, uite, există un băiat pe chat, nu mai mi-aduc bine aminte, Constantin, dacă ești pe chat, ai vorbit cu mine de multe ori pe WhatsApp, spune-mi, dacă ești pe chat, răspunde doar cu da, că mi-ai povestit că la firma ta, unde ești și tu acționar, ai puține acțiuni, te-ai dus și ai vrut să dai cele 3-5% pentru Dinamo. Și ce ți-au spus ceilalți acționari? Acolo să dăm noi banii? Nici într-un caz. Dacă era o chestie sănătoasă, îi dădeam. Hai, te rog frumos, ieși în evidență dacă ești pe chat. Poate chiar Cristian Constantin să fie. APCH nu poate să facă... Da, uite, el este. Cristian Constantin. Ia, povestește. Scrie-ne Cristian Constantin acolo în chatul tău. Trăirile tale la firmă. A zis că suntem doi pe aici. Ah, ok. Sunt chiar doi, deci nu știu care dintre ei. Adică... Uite, cel cu o față verde, cu niște ochi bulbucați, Am înțeles. Deci, domnul Grinch, sunteți așteptați să ne scrieți despre ce e vorba, că dacă spuneți corect că erau 10.000 de euro, nu e domnul Grinch, e la fel de scary, dar domnul cu ochii verzi și bulbucați. Așa, exact. Da, vă rugăm frumos. Scrie puțin acolo scurt să înțeleagă toată lumea de ce te-ai lovit tu la momentul ăla când fiind și tu acționar și nu ceilalți n-au fost de acord să se dea banii. De ce? Unde? Și scrie frumos acolo. Și scrie dacă cumva era altă configurație, dacă banii nu ajungeau acum la noi. Un exemplu care mi-a venit acum... Așa, un matching cu... Mi-am amintit de băiatul ăsta și de asta mi-a venit în cap. Bun. Ia, întrebarea mea, Ioana, este în felul următor. Ok, am rezolvat. Cu acțiunile nominale nu se poate, stăm calmi. Ok, devenim cei care suntem în momentul de față. Devenim membrii APCH. Ok, se va face asta. Nu e niciun fel de problemă. Se va face, da? Asta că se face acum, că se face peste o lună, că se face, se va face. Da? Tu spui că asta va motiva foarte mult. Enorm. Oameni buni, ne moare Dinamo. Dacă asta nu ne motivează, nu ne mai motivează nici dracu. Înțelegeți că ne moare Dinamo în brațe. Bă, moare, gata. Dacă asta nu ne motivează, crezi că o hârtie, eu îmi bag picioarele, eu contribui și fără să fiu membru ala PCH, că moare Dinamo, Ioane, înțelegi? Bă, moare, nu mai avem despre ce vorbi. Păi și de ce moare? Pentru că nu mai suntem... Păi, dacă pe mine asta mă motivează, îmi bag picioarele în ele de hârtie, Ioane.
Păi da, dar uite că hârtiile astea fac deci foarte dacă mult. Cineva vine și îmi spune că e motivat de o hârtie... Dar nu de o hârtie, de o structură întreagă, de o... De structură întreagă, îmi bag picioarele în ea de structură, eu personal. Pe mine asta nu mă motivează, pe mine mă motivează că s-ar putea ca peste o lună să n-am Dinamo. Ba da, Ionuț, mare atenție, nu toată lumea gândește ca tine. Da, deci se vrea un socios adevărat în care... Sunt de acord, sunt de acord cu tine, dar până, până se va rezolva acest lucru, hai, Doamne iartă-mă, să ne mișcăm, că ne moare echipa în brațe. Eu asta vreau, să ne mișcăm. Da? Eu asta adică, vreau să ne mișcăm. Pentru că eu n-am spus că nu este o idee bună. Doamne ferește! Spun că trebuie făcut în apel, în paralel cu ceea ce facem ca să strângem rândurile pentru Dinamo. O să fie în toate, o să bubuie în toate ziarele chestia asta, în primul rând. Dumnezeu să bubuie în toate ziarele până atunci, până se va face asta, avem de salvat Dinamo. Domnul Andrei, noi avem nevoie să se facă acum. Că nu l-am lăsat să vorbească pe Ion, dimpotrivă l-am lăsat, dar trebuie să-mi spun și punctul meu de vedere. Deci să dea Dumnezeu să se facă, dar ce fac? Aștept până se face? Că până se face s-ar putea să am un club întins pe masă și până să-l ie și să-i cântăm stâlpi. Păi oricum acolo ne ducem, Ionuț. Crede-mă. În direcția Eu nu spun, nu spun nicio clipă să nu... Deci eu așa simt, nu se fac, așa văd. Dar nu cred că se va revigora programul de la sine. Eu cred că trebuie să se trezească conștiința aia în noi și să nu lăsăm să moară ceea ce iubim. Când îmi spun bună dimineața pe program la mine la Scandinavia, mai răspunde o persoană, două. În urmă cu o jumătate de an răspundeau 8-10. Despre ce vorbim? Lumii trebuie să le arătăm că niște acei bani merg într-un socios curat, adevărat, în care banii se văd acolo în sociosul ăla. Și atunci o să ne umplem de oameni în jurul nostru care o să vrea să ne ajute. E simplă teorie, o să ne umplem de firme care o să dea bani din profit și așa mai departe. Și cel mai important, avem glorii care așteaptă să facem lucrul ăsta. De ce Dumnezeu nu încercăm să o luăm ca atare? N-a zis nimeni că e rău. E rău ca idee. Nu spune nimeni. Este în program. Este acceptat. Este în program, dar nu e terminat programul ăla. Da, mă, asta nu e terminat. Mi se pare, tare. Mi se pare că e în termen. Că termenul era... Nu e termen. Păi în termen când? În termen când ne ducem noi pe râpă? Eu sincer acum... Dacă eram în locul lui, veneam pe jos până la București. Ce să mai terme și mai... Ce Crăciun și Revelioane? Nimic. Băi, omul, ori salvăm Dinamo, ori nu. Ce să mai? Acum nu mai discutăm. Deci acum sau ne-am dus. Tu știi foarte bine, Ionuț, lucrul ăsta. Că lumii e frică să spună chestia asta. Noi nu mai avem multe și ne-am dus. Dacă nu, acum facem ceva. Eu asta spun, dacă nu rezolvăm acum situația și nu salvăm acum echipa, s-a terminat. E gata. Dar pe mine nu mă motivează. Repet, suntem cu toții dinamoviști, suntem cu toții motivați de anumite lucruri. Pe mine mă motivează mai tare că moare Dinamo, pe mine personal. Pentru mine e singura motivație. Uite, pentru alții poate nu. Uite, Badea Sorin spune ceva foarte interesant aici și am să-și răspund la Badea Sorin. Vreau să întreb ăia care nu vor DDB, că nu se face socios adevărat, de ce nu cumpără tricouri, abonamente, efecte ale clubului? De ce nu dau bani direct în club? Pentru că nu vor să dea bani unii, că îi dau la Șerdean, alții în necunoștință de cauză, Sorină. Crede-mă, oamenii sunt în necunoștință de cauză. 70% din oameni nu citesc. Care dintre voi de pe chat ați citit programul lui Edi, ca exemplu? Care vă informați din toate părțile? Care citiți toate articolele de la Play Sport și toate documentele la care vin, le pune Cătălin Mureșan, care sunt cele mai... Ce să zic? Ăla face o treabă nemaipomenită. Ne dă totul pe sub nas și noi visăm că... Așa, ne face că nu vedem. Asta este, Sorin. Despre asta e vorba. Nimic altceva.
Și nu are rost să mai discutăm chestia că ăia din DDB, băi, toți suntem aceeași, din același aluat. Noi asta trebuie să o facem ca să fie făcută. Pe urmă o să vedeți rezultatele. E simplu. Păi, dar de ce crezi tu, Sorine, că nu mai există nicio glorie lângă tine? E chiar așa? Așa că suntem așa de urâți și chei? Ioane, eu înțeleg ideea ta, este o idee care trebuie pusă în practică, dar repet, domnul Ionuț, trebuie să înțelegi că programul ăsta trebuie curățat de acele persoane controversate. Ce mă amuză chestia asta. Păi controversați suntem toți, dragul Irina Soare. Controversați vom fi cu toții, pentru că în momentul în care te expui, atragi controverse. Da? Asta cu mâine, dacă nici n-a apărut săracul Edi și știu că te face ca președinte al programului doar Dinamo București. Foarte multe face. Azi noapte da. Vorbi la telefon, ca exemplu. Știu că trage și câte face și deja e controversat că nu știu, că nu reacționează în situații de criză cum vrea unul sau cum vrea celălalt, când de fapt n-ar trebui să lucreze așa. Da? Acum eu îi cer la, hai să, dacă toți suntem aici, eu îi cer de 3-4 luni, cer contorizarea aia cu banii și au zis că o să vină. Când o să vină? Ca exemplu, uite, îți mai dau un exemplu. Da, mă știu, dar tu știi foarte bine cât a ars în... Arde, dar uite că ne arde și pe noi. Și arde. Băi, știi ce m-aș bucura? Eu m-aș bucura că de asta am făcut eu un apel întotdeauna, ca fiecare să-și facă treaba lui. M-aș bucura ca cei din club să-și facă treaba lor, da? Și noi să ne vedem de treaba noastră. S-a putut face chestia asta. Șerdean tocmai a cerut dizolvarea PCH și tu ne spui că e băiat bun, Șerdean. Eu n-am spus că e băiat bun. Eu n-am spus că e băiat bun. Am zis că am vorbit cu el de câteva ori și se pot asculta și argumentele lui. Și totodată vă mai spun încă o chestie. Ce alegeți? Să fim cu cuțitele pe masă, el având 72% din acțiunile clubului care îl iubim, sau să îl ții cât de cât aproape, că la o anumită nevoie poate trebuie să negociezi cu el și nu o să ai cu cine. Cum doriți? Profesionalism sau cu săbile pe masă? Despre asta e vorba, nimic altceva. Eu încerc să iau pulsul la Șerdean, de câte ori vorbesc cu el, să vedem unde l-am pe omul ăsta, pentru că la un anumit moment probabil o să avem nevoie. Cu siguranță o să avem nevoie să stăm să discutăm cu el și probabil nu o să mai prea avea să discute cu noi. Pentru că probabil ne urmărește și el, nu? Și vede, citește și așa mai departe. Este împovestise că era, a fost pe stradă luat în primire de unii și alții și așa mai departe. Deci de asta spun că eu n-am nicio, eu nu câștig nimic dacă eu acum am apuc și-l fac cu ou și cu oțet pe Șerdean. Nimic. Nu mai îmi răspunde la telefon. Prefer să nu-l fac și să îmi răspundă la telefon când am nevoie de o informație sau să vedem ce se întâmplă acolo, că măcar mai sunt aproape cât de cât de cele 70%, 72% ale lui. Pentru că până una alta el le are, fraților. Vrem, nu vrem, ne place, nu ne place, el le are. Nu noi le avem. Bun, asta e adevărul, el le are. Nu este clubul lui în momentul de față pe care noi încercăm să-l salvăm. Dar... repet, eu nu spun că este rău ceea ce ai spus, eu spun că asta cere timp de aplicare și nu știu dacă este mai motivant citeam un comentariu. Te rog, nu știu dacă este mai motivat decât faptul că ne moare Dinamo în brațe. Dar de ce nu? Da? Adică chiar nu știu lucrul ăsta. Eu de ce spun lucrul ăsta? Dacă noi încercăm, avem acum o țintă, da? Să facem chestia asta. Asta ia cu ea deja o emulație. Absolut. Eu, așa consider eu. Că știu că nu se poate face mâine, azi, mâine. Dar dându-ne verde și zicem, da, facem chestia asta, automat preia cu ea și ea și agață câte unul, câte doi, câte trei dinamoviști care... vor să se revină în program. La asta mă refer, Ionuț. Că eu știu că nu, peste noapte nu putem să avem
treaba cu acțiunile făcute. A, eu nu spun că nu trebuie făcut pasul ăsta, e cu totul și cu totul altceva. Eu spun că trebuie să ne trezim puțin ca suflare dinamovistă și să înțelegem că dacă nu facem, nu ajutăm acum, s-ar putea să nu mai avem despre ce vorbi. Este tot ceea ce spun. Dacă nu ne trezește asta, că bă, dispare ceea ce avem, pentru că situația este foarte grea, ok, s-ar putea în momentul în care devenim legali, cum spuneți voi, trecem de la donatori, la, că de fapt asta este vorba, de a trece de la donator la membru într-o organizație socios, dacă asta face diferența, m-aș bucura să fac așa. Dar eu spun așa, nu este un lucru rău, nu este un lucru care nu trebuie făcut, însă eu cred că trebuie să ne trezim puțin acum și să ajutăm acum, pentru că s-ar putea, dacă așteptăm după diferite lucruri, să nu mai avem la ce să ne înscriem și unde să ne înscriem și unde să aderăm. Că nu o să mai avem obiectul în viață. Adică este strict părerea mea. Posibil să mă înșel pentru că nu dețin adevărul suprem. Normal, nimenul normal că dacă l-am ști adevărul ăla... Da, adică, repet, uitându-mă la ce se întâmplă la club, dacă nu ne vom trezi cu toții, va fi greu. Da? Va fi foarte greu. Eu nu sunt președintele PCH, se poate schimba, nu? Nu se poate schimba președintele PCH. Pot să schimb. Eu acum înțeleg că unii dintre voi vreți să executați o anumită persoană, dar nu se poate executa acea persoană după cum dorește unul și altul. Da. Punct. Adică, și dacă fac acum un sondaj printre voi, s-ar putea să fiți doar guralive aia care nu vor să execute președintele PCH și eu sunt unul dintre ei în niciun caz. Nu se poate. Cum noi alegem președintele DDB, într-adevăr, membrii DDB trebuie să capete o formă juridică. Da? Și teoria aia că, domne, președintele PCH e cel care decide de fapt, este falsă. Da, la toate ședințele, la toate discuțiile a participat și președintele DDB. Pe cât a putut, sigur că da. Și deciziile au fost luate după consultări și după consultări, dar nu au fost foarte multe decizii de luat, din păcate. Eduard este un om foarte capabil. Foarte capabil. Da. Foarte capabil. Din păcate are o viteză 1 și 2. Din păcate. Asta e părerea mea, asta am observat eu. Adică când, nu știu, nu mi-a demonstrat cu nimic care și viteza a treia și a patra. Îmi pare rău să o spun, dar e un om foarte capabil. Poate este prea ocupat cu viața privată, cu business-urile care le are și nu are timpul necesar să se ocupe și de Dinamo, să-i acorde lui Dinamo timpul care, de care Dinamo ne necesită. Da. Dăm voie să-i răspund domnului Cătălin Sava, deși i-am mai răspuns odată. Sponsorul principal a virat 300.000, au venit și banii pe transferul lui Sorescu, o parte, o mică parte, banii din bilete, din cotizații, cum de sunt 2 luni restanțe salariale. Stimate domn, informați-vă și studiați puțin matematica. Dinamo are un buget lunar de aproximativ 200.000 de euro. Faceți dumneavoastră socoteala și vedeți dacă sumele înșirate de dumneavoastră acoperă măcar 30% din bugetul respectiv și vă mulțumesc frumos. Adică e simplu, dacă ai 20 de lei, ai încasat 20 de lei, nu poți să acoperi cheltuieli de 80 de lei niciodată fără să rămâi cu datorii. Toate situațiile, domnul Cătălin Sava, nu este vina nimănui că nu vă informați, toate situațiile au fost prezentate în momentul în care au fost prezentate judecătorului sindic, au fost făcute publice. Că dumneavoastră nu vă informați este problema dumneavoastră. Punct. Zaina nu te mai ascunde după copac, clubul e condus 100% de Elia și tu știi bine asta. Fals. Fals. Uite, te rog frumos, vină cu toate dovezile pe care le ai în acest sens, că este clubul condus de Elia și stăm de vorbă. Promit eu să le fac publice, dar vină cu dovezi. Nu cu prostii că te ascunzi după copac. Nu. Vino cu dovezi, nu cu aberații. Pentru că spui o aberație, domnul Anorașcov. O aberație cât tine de mare. Băi, stai puțin. Eu pot să-l întreb cine scrie Anora. Domnul Anorașcov, da. Da. Asta este o prostie uriașă. Uriașă. Eu pot să-l întreb altceva. Dar de ce să fie condus? Nu, dar nu e condus.
De Elias. Dacă era condus de Elias. Dacă era... omul este acolo în schemă. Normal că are și el un cuvânt de spus. Stai puțin, mă. În ce schemă e Elias? Că o luați razna cu toți. În ce schemă e Elias? În schema de a strânge bani și a da bani, în schema asta este. A adus Elias vreun jucător? A dat omul ce a spus? Că Elias conduce Dinamo. Clubul e condus 100% de Elias. Nu. Nicio treabă. De unde? Păi de unde până unde aberația asta este la fel de mare ca aberația? Avem marionete pe RTZ și pe Iacob. Avem deci, ca marionete. Avem situația cu blocurile. Deci o aberație mai mare n-am auzit. Da? Nu. Am crezut că se referă la DDB. Cum poți să spui așa ceva? Dar ce ăia-s marionetă? Dar aducea Elias vreun jucător? Dar s-a făcut Elias vreo cheltuială din club? Dar ce? Băga bani RTZ-ul dacă era să... Deci nu. Deja lucruri întinse, probabil din lipsă de... Păi dacă cine a ales RTZ? Vezi că atunci au ales toți acționarii, inclusiv Badea, mai puțin Cortasero. Slavă cerului că n-a ales Cortasero. Toți. A fost o sugestie a lui Nicu Badea. Și asta a fost făcută public. Iarăși, informați-vă. Dacă nu vă informați, o să plecați urechea la colț de stradă și sunt lucruri care s-au spus și s-au tot discutat. Da? Și acum ce facem? Cine a adus RTZ-ul? Dar pe cine vreați să aducă? Pe cine aduceați dumneavoastră? Da? Da, exact. Elias nu vrea să audă de decizii în club puse pe cârca lui. În niciun caz. Elias nu s-a amestecat niciodată în deciziile clubului. Astea sunt, repet, o tâmpenie mai mare, iertați-mă. Dar dacă circulă și chestia asta, este o... Treci peste, Ionuț. Pentru nu, că n-ai cum, mă, pentru că se aruncă astfel de zvonuri și mai sunt unii care cred. Pentru că, bă, și aia cu blocurile s-au trezit unii care să creadă și chestia asta mă enervează. Dar ce să le faci celor care cred astfel de aberații, pentru că nu există totuși o conducere la Dinamo care... Adică nu suntem chiar în, știu eu, insulele, nu știu care, părăsite. Uite, Ciprian Carabaș zice, nu știu de ce am impresia că pe Ion Ciugudean nu o să-l mai vedem prea curând la Radio Dinamo. Așa e, Ionuț? Nu, nicio treabă. Ce legătură are una cu alta? Okay. Faptul că Ion are niște idei întotdeauna. Ion, ți-am spus eu vreodată ce să spui sau să nu spui pe radio? Niciodată. Ion a fost, am o rugăminte, dacă unul dintre invitații mei, oricare, nici măcar nu m-a întrebat vreodată ce am de gând să spun. Și, așa că, iarăși, este o teorie falsă. Băi, oameni buni. Eu n-am o problemă cu oamenii care vin și spun ideile. Nu s-a făcut niciodată, nu spune asta, nu spune asta, nu spune asta. Când nu sunt de acord cu o idee, o spun eu. Nu e nevoie să cenzurez pe cineva. Nu l-am întrebat, eu n-am venit, cred că, de 4-5 ori la Radio Dinamo. Nu l-am întrebat niciodată ce ai de gând să spui. Corect, Ioane? Niciodată. Deci, totuși, hai să păstrăm un pic... Să ne păstrăm totuși puțin așa un simț de responsabilitate în ceea ce vorbim. Din contră, nici măcar nu pe mine personal nu m-am întrebat niciodată ce vreau să spun, ce subiect vreau să dezvolt sau niciodată. Deci absolut. Din punctul ăsta de vedere n-am ce să reproșez nici lui Cătălin, nici lui Ionuț. Cred că a fost un singur punct când am spus, când m-am enervat, dar te-am zis-o în direct atunci și am zis, bă, până nu vorbești cu Șerdean, nu e ceva concret, nu-mi spune mai bine, nu-mi spune că mă enervez, dar am spus-o în direct, exact cum o spun și acum. Da, corect. Păi de asta am și vorbit cu Șerdean. Da, adică, repet, bun. Cristian Constantin, Ioan Ciugudean, hai să ne întoarcem la ideea ta, mai articulează-o încă o dată, cap-coadă. Deci nu e vorba că o articulez. Problema, acum emisiunea se poate revedea. Se poate revedea, exact. Eu spun în felul următor. Am să revin cu mai multe detalii după ce o să consult avocatul. Care sunt posibilitățile cele mai rapide să ajungem la această la ceea ce ne dorim, ce am spus mai devreme. Dar nu e nimic care eu am inventat, pentru că există chiar în programul lui Edi.
care este, din ce am înțeles, e public. Da, e este public. 90% terminat, fraților. Deci nu mai e decât 10%. Da, dar culmea că, vedeți, iertați-mă, dar aici are dreptate, are dreptate Ioan, dacă n-aș citi programul Oameni Buni. Asta e. Când ai o chestie publică sub ochi și nu te interesează, din vari motive, nu e o acuză, ai un minus. Chestia asta este în program, 100%. Și sunt convins că se va face. Dar, repet, eu m-aș bucura să ne motivăm acum, nu să ne motivăm într-un anumit, dacă se întâmplă ceva, să ne motivăm acum, pentru că acum riscăm să intrăm într-un, intrăm într-un colaps. Da? Deci Cristian, Cristian Constantin. Deci este foarte simplu așa, la rapid. Noi migrăm înspre Asociația Peluza Cătălin Îldan ca acționari. Și de acolo să se formeze un grup care votează anumite spețe la anumite momente, sunt momente în care trebuie să votezi. Există un președinte la momentul de față, o să fie tot el și așa funcționează lucrurile. Și atunci lucrul ăsta dă o chestie de transparență, de seriozitate și sănătoasă pentru ceilalți neamoviți care sunt în adormire. Știe ce, cineva ce venituri salarii are Zăvăleanu la Dinamo? Vă interesează foarte tare? Vă spun eu. Răzvan Zăvăleanu nu are niciun venit salarial nefiind angajatul clubului Dinamo. Între societatea Dinamo și firma RTZ este un contract comercial care nu are o valoare care a apărut în presă de 15.000 de euro. Mai tăiați 5.000 de euro și o să vedeți care este valoarea reală. Nu este o valoare mare, ținând cont de tarifele unei societăți de insolvență. Mai are într-adevăr niște comisioane în caz de reușită, să dea Dumnezeu să reușească și să-și ia acele comisioane, pentru că asta ar însemna salvarea lui Dinamo. Este un preț corect, nu foarte mare, nu cum cer firmele mai mari de insolvență, este un preț absolut corect, da? Și dar Răzvan Zăvăleanu nu a încasat niciun ban și RTZ-ul nu a încasat niciun ban, dimpotrivă a dat bani pentru ca Dinamo să poată să nu intre în faliment. Da? Este fals ceea ce spune Mircea Rednic acolo, nu știu cine l-a informat, contractul dintre Dinamo și firma RTZ este sensibil mai mică, dar probabil n-a fost, nu spun că a spus-o cu răutate, probabil că n-a fost informat corect. Pentru că dânsul a spus de o sumă de 15.000 de euro care nu este reală. Și trebuia lămurit acest aspect pentru că s-a aruncat în spațiu public, am verificat și noi și într-adevăr suma pe care Dinamo ar trebui să o plătească lunar către RTZ este de 10.000 de euro, repet, o sumă absolut firească, nu foarte mare, nici foarte mică și... relativă, Ionuț, e o sumă relativă. E o sumă relativă, adică, mă, ce să spun, dacă lucram cu Schindler sau cu alții, sumele erau de plângeam. Alexandru Nedelcu. Da. Nimic nu e mai evident în fața oamenilor decât proprietatea. Eu asta zic și eu, Alexandru. Eu consider că ar fi o chestie... Băi, ai, chiar dacă nu, cum să zic, ai în buzunar, chiar dacă e virtual, o acțiunile alea, banii care tu îi dai se transformă în acțiuni. Este un lucru mare. Este un lucru mare, sănătos și care o să ne aducă mulți oameni în jurul nostru, firme și nu o să mai fie atât de mulți oameni sceptici la ce se întâmplă acolo în DDB, în Asociația Peluza Cătălin Îldan și așa mai departe. O să fie totul deschis și o să fie, nu o să mai avem astfel de comentarii la momentul ăla când o să fie totul gata. E un lucru care cred din tot sufletul și sper din tot sufletul să se rezolve, să se facă. Bun, uite, ai o întrebare de la domnul Gescu. Ce ai vorbit cu Șerdean referitor la Dinamo? Ce vrea el de la Dinamo? Vrea de la Dinamo să nu falimenteze,
E foarte important pentru el să nu falimenteze. Încă o dată, nu mă înjurați, nu băgați lucruri. Nu, 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 nu trageți în pianist, da, nu trageți în pianist. Nu trageți în mine, nu, pentru că eu am făcut niște eforturi ca să ajung să pot să vorbesc cu el și eu încerc să văd, am încercat să mă depărtez puțin de chestia asta de a, cum să zic, lovi în cineva și să încerc să gândesc și argumentele lui, pentru că altfel nu poți să ai o discuție normală, bineînțeles. Și omul nu-și dorește nici într-un caz falimentul lui Dinamo, pe departe. Este, repetă, că nu are posibilitatea economică să susțină. Este, bineînțeles, cu gândul la un acționar care să vină să cumpere Dinamo. Cam astea sunt gândurile lui Șerdea la momentul de față, dar când am spus că trebuie ținut, măcar dacă nu-l ții aproape, măcar să nu-l ții în joc de săbi, ține-l cât de cât aproape, pentru că la un moment moment vom avea nevoie de Șerdean și să avem nevoie de o intrare la el, avem nevoie de o discuție și poate, de ce nu, la un moment moment reușim să facem o combinație cu Șerdean, cu o parte din acțiunile alea. Mare atenție, e foarte important. Aici vorbim de Dinamo, nu mai vorbim de pe cine urâm, pe cine iubim. Dinamo, nu știți cum e vorba aia, mamă, te iubesc, dar nu ca pe Dinamo. Nu mai contează nimic, contează Dinamo, fraților. Da. Bun, cam asta a fost emisiunea de astăzi. Îți mulțumesc frumos, Ioane. A fost prima emisiune Vocea DDB. L-am avut pe reprezentantul DDB Scandinavia. Urmează ca la următoarea emisiune, miercuri, să avem un invitat din sau invitați din alte grupuri de DB. O să comunicăm în cursul următoarelor zile despre ce grup de DB este vorba. Vom căuta să bifăm toate grupurile de DB. După cum vedeți, așa cum domnului Ciucodean nu i-am spus dinainte ce să spună, nu e niciun scenariu, nu vă asigur că nu va fi. Nu, câinilor, stați liniștiți, n-aș accepta așa ceva. Nu va fi niciodată vreun scenariu aici, fiecare este dornic sau este dator să spună ceea ce crede și este responsabil pentru ceea ce afirmă. Dumneavoastră puteți lua ce este bun din părerile lui Ion, din părerile mele, din ceea ce citiți în emisiune și să vă faceți propriile păreri. Îți mulțumesc încă o dată, Ioane, vă mulțumesc. Aș vrea doar un singur lucru să mai spun. Reflectați la ce am discutat în seara asta, pentru că nu mi-a venit mie doar mie așa pe chelie. Am discutat cu mai mulți oameni și credeți-mă că aia e direcția corectă. Și încă ceva, nu vă mai informați, în afara lui Cătălin Mureșanu, dacă vreți să vă informați de Dinamo, nu vă mai informați de la niciun ziar. Credeți-mă, sunt numai bullshit-uri și ne vor morți. Măcar acel Cătălin Mureșanu se luptă pentru a veni cu informații corecte și încă nu a venit nimeni să-l acuze că a venit cu informații false. Să sperăm că mai ascultați din când în când și urmăriți și Radio Dinamo, că și noi credem că vedem. Dar Radio Dinamo deja este drogul nostru. E deja drogul nostru. Noi suntem drogați cu Radio. Dragilor, să aveți o seară excelentă. Mulțumesc frumos, Ioane. Vă mulțumesc vouă, domnilor. Ne auzim mâine dimineață la matinal. Hai Dinamo! Hai, Dinamo.